Cel mai mult la platforma Servio îmi place faptul că dispune de o bibliotecă digitală care este foarte folositoare având în vedere vremurile pe care le trăim, dar de asemenea îmi place și faptul că îmi pot viziona notele. Folosesc Servio în general în scopuri educaționale, evident. Îl folosesc pentru a mă informa în ceea ce privește cursurile care se desfășoară sau în ceea ce privește orarul meu din ziua respectivă. Îl mai folosesc și pentru a-mi informa colegii din consiliul elevilor sau din clasa mea cu privință la anumite anunțuri pe care ni le dau doamnele directoare sau doamnele profesoare. Meniul Evoluție mă ajută să mă motivează să merg mai departe în ceea ce privește studiile mele și să învăț mereu la toate materiile pe care le ador. Mi se pare utilă secțiunea de noutăți pentru că este o idee foarte interesantă să încurajeze elevii să-și exprime propriile opinii pe o platformă educațională. Este o idee inovatoare care chiar ar fi trebuit să fie pusă în practică de mult. Am lucrat la un astfel de proiect prin modul grupuri cu colegii mei din Consiliul Elevilor. Ne ajută foarte mult acest meniu să ne informăm cu ceea ce privește noile proiecte pe care noi le dezvoltăm în cadrul Consiliului Elevilor. Mi se pare o idee excelentă ca părinții să poată urmări activitatea copiilor reflectată în note și mi se pare și un bun mod de a ca elevii să primească sprijinul părinților în ceea ce privește activitatea școlară.